Bună ziua și bine ați venit la Vedere Carpetană. Astăzi, într-o zi mare, mare pentru națiunea noastră. Sărbătorim 24 ianuarie 1859, momentul când, practic, ceea ce era considerat cheia bolții a întregului edificiu național, cum spunea Mihai Bogălnicianu, a devenit primul stat român modern. România, cum se va numi mai târziu și cum se numește și astăzi. Ne bucurăm că sunteți în număr atât de mare. Până acum deschideam și spuneam, ne bucurăm că sunteți în număr atât de mare, când erau 6, 7, 8 echipaje. Astăzi putem spune că înregistrăm un veritabil record județean, pentru că participă echipaje de la 11 unități de nivel liceal din județul Dâmbovița, numai în Târgoviște. Și ne bucurăm foarte mult pentru asta și vă felicităm pentru curajul vostru. Știu că a fost vacanță înainte, știu că urmează o mini-vacanță după, știu că biografia a fost stufoasă și a inclus nu doar manualele pentru nivelul nostru, ci și pasaje din tratatul de istorie. Dar, iată că ați reușit să o parcurgeți și vă doresc succes! Mulțumim. Am plăcerea de a avea alături de mine pe doamna profesor de istorie, inspector general al județului Dâmbovița, doamna Ileana Colaescu. Doamna inspector, dacă doriți, să salutați. Dragi copii, nu este pentru prima dată când sunt prezentă în spațiul public al Bibliotecii Județene și nici pentru prima dată la acest concurs. Un concurs cu tradiție în județul Dâmbovița. Iată, sunteți astăzi prezente 11 echipaje ale prezente din 11 echipaje din unitățile de învățământ care funcționează, care își desfășoară activitatea în județul nostru. Faptul că tot în secolul al XIX-lea, marele istoric Nicolae Iorga definea istoria ca fiind cea din tâi carte a unei nații, poate că își găsește și astăzi expresia în prezența voastră aici. Sunteți iubitori de istorie, sunteți deja câștigători prin faptul că v-ați pregătit, ați studiat, coordonați de colegii mei, de profesorii de istorie, ați studiat, ați parcurs o bibliografie destul de amplă. Enciclopedia României, dincolo de cele 4-5 variante, nu? De manuale, ale manualelor alternative. Ce mesaj doresc să vă transmit? Astăzi, când în intervalul între 5 și 24 ianuarie, da, ați învățat voi despre momentul 5 și apoi 24 ianuarie, avea să se realizeze unirea principatelor prin dubla alegere a lui Cuza. Probabil că ați studiat cu mare atenție despre efervescența, constituirea era etapa în care se constituia, poate, clasa politică românească. Două grupări își disputau întâietatea, dar a primat interesul românilor. Și cum frumos deschidea activitatea astăzi domnul profesor Alexandru Ștefănescu, proiectele politice ale pașoptiștilor, ale celui care a fost Mihail Cogălnicianu, da? Unirea era cheia bolții, fără de care unirea Moldovei cu țara românească își găsea, nu, expresia, în unanimitatea celor care își disputau întâietatea pe viitoarea scenă politică a României, a statului, care ulterior a primit numele de România. Citeam aseară câteva pagini, bineînțeles, în acest context, mă uitam pe câteva însemne, înscrisuri, lăsate de cel care a fost Dimitrie Cogălnicianu sau istoricul Xenopol, Ade Xenopol, despre domnia și epoca lui, lui Alexandru Ioan Cuza. Memorabil a rămas îndemnul lui Cogălnicianu. Îndemn pe care l-a adresat domnitorului. Fii bun, măria ta. Fii bun și blând, mai ales pentru cei pentru care, mai toți domnii trecuți, au fost nepăsători și răi. Veneam după regimul Fanariot, da? Și după alte, o perioadă în care, în contextul european, nu? Puterea suzerană
și cele 7 puteri europene hotărau soarta românilor unde? La Paris. Românii au respectat prevederile unei convenții, dar au demonstrat că sunt un popor, suntem un popor inteligent și au speculat unde a ajuns. Care a fost acela? În convenția de la, adoptată la Paris, nu se specifica faptul că cei doi domni trebuie să fie persoane diferite. În contextul acesta, gruparea conservatoare, condusă de Vasile Boierescu, a reușit să-și convingă membrii acestei, să-i convingă pe membrii acestei grupări de necesitatea dublei alegeri. Europa ne-a ajutat, rămâne să ne ajutăm noi înșine. Avea să spună la momentul acela omul politic al perioadei la care facem referire. Toate acestea să vă fie îndemnuri, să vă fie moto și în parcursul vostru profesional și social să rețineți câteva dintre aspectele care au marcat perioada dublei alegeri. Vă spuneam la început că sunteți câștigători. Profesorii de istorie, să știți că vorbesc mult. Mă opresc. Spuneam la început că sunteți câștigători. Sunteți câștigători. Prin toți. Indiferent de ierarhia care se va afișa sau va fi stabilită la sfârșitul concursului, competiția presupune, stimulează gândirea, în primul rând, coechipieri, astăzi va stabili poate relații sociale între voi și veți colabora pentru proiecte ulterioare. Ceea ce pot eu să promit aici, astăzi, este faptul că pe viitor ne propunem ca prezența voastră la celor 11 echipaje aici ne determină să regândim acest proiect, să-l reașezăm și să-l includem în calendarul activităților educative naționale. De ce nu? Sunteți elevii de seamă, sunteți reprezentanții de seamă ai unor unități reprezentative. Fie că veniți, salut prezența aici a colegilor de la a elevilor și în primul rând a elevilor și a colegilor de la toate unitățile de învățământ liceal din județul Dâmbovița. Indiferent de orașul sau localitatea în care vă studiați. Sunteți câștigători, vă felicit și vă doresc încă o dată să țineți cont și să vă fie îndemn atât în scrisurile pe care ni le-a lăsat, mesajele pe care ni le-au lăsat mari istorici, pentru că și am invocat numele lui marelui scriitor Nicolae Vâlcescu, da, istoria cea din tâi carte a unei nații, a lui Cogălnicianu, marele istoric, sau ulterior a istoricului, vorbele, în scrisurile lui Adex Enopol. Ei, asta dacă veți ajunge să cercetați, să studiați istoria în profunzimea sa, evenimentele istoriei. Că de până la urmă, faptele, istoria, cine scrie istoria? Oamenii o scriu. Bun. Vă doresc succes, vă doresc sănătate și să sărbătoriți momentul 24 ianuarie, cel puțin măcar, căutând așa în format electronic, dacă nu cartea tipărită să o pipăiți, versurile lui Vasile Alexandrin. Istoria nu există fără spațiu, fără timp, dar și în studierea acestei discipline, acestei științe, până la urmă, ne sunt de folos și versurile sau operele pe care mari scriitori le-au lăsat moștenire acestei generațiilor. Voi sunteți una dintre ele. Succes! Mulțumim! Eu o să-mi cer scuze. Nu că nu îmi doresc să rămân. Am făcut parte și din juriu. Văd, la 16 ani nu sunt chiar atât. Am experiență suficientă la catedră. Mi-ar fi făcut o deosebită plăcere să rămân. Poate revin la momentul. O să merg să îi salut și pe colegii voștri, fiindcă și la gimnaziu colegii voștri mai mici marchează momentul Unirii Principatelor într-o altă unitate de învățământ, partener fiindu-ne
în continuare Biblioteca Județeană. Mulțumesc pe această cale instituției doamnei director prezent aici alături de noi, doamnei profesor, conferențiar universitar dr. Agnes Eric și domnului profesor Alexandru Ștefănescu. Succes! Gata, prelungim de mult! M-am soțit, am venit într-o echipă, o parte din echipa ISJ, suntem mulți, suntem și profesori de istorie, dar și la compartimentul management instituțional este reprezentat de doamna profesor Adriana și de doamna profesor Adriana Tudose, profesor de limba franceză. Nu vorbeam de Europa. Franța era una dintre marile puteri ale Europei, nu? Vă salut și vă urez mult succes. Mă bucur prezența dumneavoastră, număr atât de mare aici. Mult, mult succes și cu alte ocazii sper să ne vedem la fel de frumos, sănătos și de foarte bine puși la punct, așa, din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc și vă urez succes. Mulțumim, doamnelor inspector. Permiteți-mi să prezint și juriul față cei care vor evalua răspunsurile. Nu vă faceți griji, întrebările toate au fost elaborate de către o altă comisie, complet independentă, itemii sunt obiectivi, adică tip grilă, deci nu există varianta de interpretare. Și am alături de mine, înainte de a vă da subiectele, care sunt de la tipărite, pe doamna profesor Mihaela Orfanu, alături de care am organizat acest concurs, Colegiul Național Enechiță Văcărescu au fost cei cu inițiativa acum 16 ani. Deci, iată, vă mulțumesc! Colegiului Enechiță Văcărescu, început acum 16 ani, alături de dragii noștri colegi, domnii profesori Ion George Dondorici și domnul profesor Constantin Dincă. Care era și inspectorul care era, în momentul respectiv. Da, în acel moment inspector, bineînțeles, ambii profesor de prestigiu, da, în carieră, tot oameni excepționali. Și atunci, împreună, da, cu dânsii, am stabilit să declanșăm acest concurs, care acum, uitați, este la 16-a ediție. Și niciodată, am fost tot timpul prezenți, n-am avut atâta participare. Vă mulțumesc din suflet copii că ați venit, că ați fost alături de colegii mei, pe care îi stimez și le mulțumesc tuturor, că s-au preocupat pentru a vă coordona în tainele istoriei. Și după noi, imediat, suntem așa puțin, colegiul Constantin Canta Cuzino se remarcă prin organizarea unui alt concurs, la fel de vechi, pe care dedicăm de aniversării zilei de 1 decembrie, la care tocmai am participat. Deci noi, profesorii de istorie, suntem legați, da, de aceste evenimente normale pentru noi. Vă mulțumesc, succes! Și toți suntem câștigători. Vă mulțumesc din tot sufletul. Alături de doamna profesor Mihaela Orfanu, am plăcerea să-i salut pe domnul profesor dr. Cornel Morculescu și domnul profesor dr. Ioan Iurea, care ne vor ajuta în corectarea lucrărilor voastre, care sperăm să fie cât mai pline de răspunsuri corecte. Imediat vă voi mâna și subiectele. Pentru că a fost extrem de complicat să departajăm un număr atât de mare de licee, veți avea 20 de întrebări odată. Aveți răspuns unic la fiecare întrebare, deci nu sunt întrebări cu caracter capcană sau un răspuns deschis. Deci bifați doar una dintre cele patru variante de răspuns. Așa că vă rog să o alegeți cu atenție. 20 de întrebări, veți avea și 25 de minute, noi considerăm suficient. Întrebările au fost gândite gradual, adică întrebări de nivel basic, un nivel mediu și evident că câteva întrebări mai dificile de departajare. Suntem pregătiți să avem și baraj, cum am avut în fiecare an. Deci nu e nicio problemă. Eu vă urez succes și spor la urmă.
Nu l-am văzut. A fost un concurs destul de dificil și că timpul a fost scurt. Și ca la orice concurs, că sunt cele de mis, că sunt cele de cunoștințe generale, voi începe cu pozițiile, să spunem așa, nepremiate. Da? Deci cei care vor primi diplomă de participare. Avem diplomă de participare pentru absolut toate echipajele și pentru absolut toți elevii. Și dacă tot îl am pe domnul profesor Iurea Iuriu, o să încep cu elevii dumnealui. Felicitări elevilor de la Liceul Tehnologic din Voinești. Fetelor! Felicitări! Da? Diplomele le vor completa profesorii voștri. Numele vostru, fiecare va primi câte o diplomă și cu numele dumneavoastră. Invit pe scenă și felicit pe elevii Colegiului Național Nicolae Titulescu din Pucioasa. Felicitări! Felicitări și elevilor de la Colegiul Economic din Târgoviște. Elevilor de la Liceul Teoretic Ioan Heliade Rădulescu. Felicitări elevilor de la Colegiul Național Constantin Carabela. Felicitări elevilor de la Liceul Teoretic Petru Cercel. Și felicitări elevilor de la Liceul de Arte Bălașa Doamna din Târgoviște. Dacă nu era vorba de un loc premiat, nu făceam atâtea baraji. Și o să o rog pe doamna profesor, ca din partea instituției Colegiul Județene, să le acordăm totuși un premiu în zilele următoare, care nu era prevăzut în grilă, dar totuși au făcut eforturi foarte mari și s-au departajat foarte, foarte greu de, de colegii lor. Felicitări! Bun! Celălalt de... Cei care n-ați fost strigați, vă rog să pregătiți cărțile de identitate. Pentru locul al patrulea, pentru mențiune, o să-i chem alături de mine pe elevii Colegiului Național Vladimir Străinu. Felicitări! Și buletinele le veți lăsa acolo pe masă, cărțile de identitate. Da? Ok. Și acolo? Alina, îi treci și te rog în tabel. Da? Și pui să se vezi. Premiul al treilea a fost adjudecat la această ediție de Seminarul Teologic. Premiul al doilea a fost adjudecat în acest an de către Colegiul Național Constantin Cantacuzino. Thank you.
a fost o diferență de un singur punct. Și acum emoțiile cresc? Ne invit alături de mine pe elevele de la Colegiul Național din Echiță Văcărescu din Târgoviște. Mulțumesc! Deci,